Primul magazin din viitoarea rețea agroalimentară de stat a fost deschis la Sibiu. Se numește Brânzărie și este destinat doar producătorilor locali. Totuși, cei care vând în piețe sunt încă rezervați și așteaptă să vadă dacă aceste magazine de stat vor avea succes înainte să se înscrie și ei. Un produs 100% natural. Cu ocazia asta a deschiderii magazinului putem să venim și noi să ne prezentăm produsele, să vindem produsele montane. Primul magazin din rețeaua Unirea are 3 vitrine frigorifice în care sunt produse din lapte de vacă, oaie și capră și câteva din carne de porc Mangalița. Deocamdată doar 6 producători locali au intrat sub această umbrelă. Marfa ajunge direct în magazin, fără adaosuri suplimentare sau taxe. Ministrul Agriculturii promite că rețeaua se va extinde rapid. Vom face acest lucru în toată țara, pentru a fi cât mai aproape de specificul zonei și să fim cât mai aproape de gustul oamenilor. Producătorii sunt optimiști la început de drum. În piață nu prea avem loc de samsar. Aici venim cu produsul nostru, oamenii o să vină la magazin, o să începe să cumpere produse naturale. S-a găsit veriga asta între consumatori și noi producători, ca noi cei care facem produsele să putem să le vindem consumatorilor din Sibiu și în cursul săptămânii. Un kilogram de telemea de oaie costă de la 24 de lei, brânza de burduf de la 50 de lei, iar cârnații de porc aproximativ 30 de lei. Deocamdată clienții sunt încântați de produse. Ce-am gustat eu e bun, dacă rămâne același. În piață e cam varză așa. Producătorii care vând în piață încă așteaptă să vadă cum vor funcționa aceste magazine în viitor. Acum ei plătesc aproximativ 2000 de lei pe lună ca să-și vândă brânzeturile la piață. Faptul că avem o relație foarte bună, avem o clientelă deja formată, nu-i putem abandona așa cu una, cu două. Casa Română de Comerț Agroalimentar Unirea a fost înființată de guvern anul trecut. Aceasta are menirea să furnizeze produse agricole direct de la producători într-un lanț de magazine. Prețul final de aici niciodată nu va fi mai mare decât prețul din piață. Cine vrea să vândă în această rețea trebuie să fie producător certificat. Înainte să ajungă la raft, produsele sunt verificate de specialiști. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.